În acest video vreau să vă prezint un aparat de măsură care l-am primit cadou, un aparat de măsură de la firma Pictec. De fapt, firma se numește Pictec Proof Un Mass Technique GmbH. Cine mă urmărește de mult așa pe YouTube, cu siguranță a văzut la mine în videourile alea mai vechi multe aparate de la Pictec. Am și oscilloscop de la Pictec, surse de la Pictec, mai am încă vreo 3 multimetre de la Pictec, am foarte multe aparate de la Pictec. Pictec este o firmă din Hamburg, fondată cu mult timp în urmă, prin anii 60, care se ocupă cu producerea de aparate de măsură și control. S-au specializat pe segmentul low cost, adică aparate la preț pentru toată lumea. Aparatele nu sunt fabricate în Germania, ci undeva prin Asia, dar ținând cont de prețul lor, sunt foarte bune, da. Bineînțeles, nu le poți compara cu cele profesionale, dar și foarte scumpe de la firmele de renume, dar sunt foarte bune. În Germania, prin laboratoarele școlare, de obicei întâlnești multe aparate de la Pictec. Ei cam sponsorizează școlile și instituțiile de învățământ. Mai primesc din când în când un cadou de la ei. Este o poveste mai lungă. Ei au fost de fapt prima firmă pentru care, să spunem așa, am lucrat. În timpul școlii cu ei am semnat contract și au fost, așa zis, cei care m-au finanțat. În fine, e o poveste mai lungă. Dar deoarece am lăsat loc de bună ziua, din când în când mai primesc câte o surpriză de la ei și astăzi am primit un P3440. Un aparat de măsură care costă undeva pe la 200 de euro. Acum, hai să vedem ce știe să facă. Acesta este aparatul. De obicei, când primesc câte un cadou de la ei, primesc și o sticlă de Fritz Cola din Hamburg, care am băut-o deja. Bun. Hai să vedem ce este în pachet. Scrie aici Pictec 3440, 50.000 de counts, 1.000 de volts, 3 ani garanție. Și o să-l comparăm un pic și cu Fluke. Ce avem aici? Avem o gentuță faină de la Pictec. Înăuntru avem cartea tehnică, avem un CD, avem un certificat de calibrare, avem acumulatorul, ăsta e cu acumulator, avem un stick Bluetooth, ok, interesant. Avem un adaptor pentru măsura temperatură, cred, cu sonda de măsura temperatură, cordoanele de la aparatul de măsură. Aici avem încărcător pentru acumulator, deci fiți atenți, un aparat de măsură cu acumulator, litium polimer. Ce avem aici? Nu știu ce e asta. A, da, ăsta e încărcătorul. Bun. De fapt, nu e încărcătorul, ăsta e Keep switch on off position when charging. Da, e ceva pentru încărcare. Ok. Și aici e aparatul. Arată chiar fain așa. Please remove. Please remove. Mai să-i dăm țip la jos. Arată fain, micuț, ușor. E aproape ca dimensiuni ca cel de la Fluke. Chestia asta e cauciucată, butonul ăsta. Interesant. Nu arată rău. Acum hai să îi băgăm bateria și să vedem ce știe să facă.
Avem aici un switch. Înăuntru aici se vede o siguranță serioasă de 10 amperi. Acum voi scoate bateria afară. Punem capacul ăsta înapoi aici. Blocăm din nou compartimentul, să nu iasă, nu iasă. Și hai să vedem, să aprinde. Să aprinde. Na, bun, hai să luăm un pic cartea tehnică să vedem ce știe să facă. Sunt curios prima dată de precizia lui. Trebuie să recunosc că e destul de dotat. Are și un datum logger, adică poate salva datele măsurate peste 20.000 de valori. Ok. Rezistența de intrare este mai mare de 10 mega ohm pentru curent continuu și mai mare de 9 mega ohm pentru curent alternativ. True RMS, frecvență de la 50 de Hz până la 20.000 de Hz. Oho, e ok. Măsurări pe secundă poate face, ok. Fiți atenți, în curent continuu, Gleichspannung, plus minus 0,05% acuratețe. E destul de serios valoarea asta. În fine, arată destul de fain. Bun. Hai să îi băgăm cordoanele. Și cordoanele nu sunt de alea ieftine, de fapt eu sunt obișnuit cu astea de la ei. Foarte faine. Au și un mic, nu știu cum să-l numesc, este vârf aici, se poate băga așa. Foarte fain. Bun. Hai să ne băgăm aici. Să scoatem asta afară. Aici e asta. Așa, și aici hai să punem pe volți, ohm, capacitate, frecvență și temperatură. Și mai am aici o bornă pentru microamper, miliamper și o bornă pentru 10 amper. Bun. Înainte să vă prezint testele, vreau să vă spun că m-a impresionat aparatul enorm și totodată vreau să vă și dovedesc că dacă ai un aparat scump, cum ar fi cel de la Flux sau sunt firme și mai scumpe, asta nu înseamnă că sunt neapărat mai bune decât un aparat ieftin. Acest Flux 115, care l-am eu de vreo câțiva ani buni, costă la ora actuală, adică în data de 4-8, 309 euro și 40 de cenți plus transport. Când l-am cumpărat eu cu mulți ani în urmă, a fost ceva mai scump. Este foarte bun, sunt mulțumit, este perfect. Dar PicTech 3440 costă 213 euro plus transport și îl bate la fund pe Flux 115 fără drept de apel. Bineînțeles, tehnic este mult mai dotat ca acest Flux. 6000 de counts, are 49.999 de counts, dar hai să vedem în practică cum se comportă. În primul test vom începe cu măsurarea de tensiuni continue.
Am pus aici amândouă aparate, am reglat o tensiune de 1V și avem pe aparatul din stânga, cel de la Fluke, 1,073, pe cel din dreapta 1,0720. După cum vedeți, acesta are 4 cifre după 1, ăsta are numai 3. Acum voi crește ușor tensiunea. Hai să mergem la o tensiune de... Am pus aici 2,55. Ce vedeți aici pe display, dacă se vede, nu este așa precis cum este aici. Și am 2,581, 2,5802. Da? Mergem mai departe. Hai să mergem la 5V. Sunt la 5,343, 5,342. Mergem mai departe. Sunt la 6V, 6026, 6024. Mergem mai departe și deja de aici devine interesant, deoarece Fluke a pierdut o cifră și avem aici 6,69 și aici 6,681. Hai să mergem mai departe. Sunt la 7V, 7,01, aici avem 7,003. Incredibil. Și hai să sărim câțiva pași. Mergem la 15,76, 77, 15,758, 17,27 cu 17,258. În curent continuu nu mă pot plânge, bineînțeles, aparatul din dreapta are o cifră în plus, este ceva mai precis, dar nu mă pot plânge de niciun aparat acum. Acum, în curent continuu, n-am ce să comentez, bineînțeles, aparatul din dreapta de la Pictec are o cifră în plus, vedem mai multe detalii după virgulă, dar nu este relevant neapărat în practică acest lucru pentru mine. Dar trebuie să acord un punct acestui aparat acum. Acum hai să mergem la un test în curent alternativ. Voi porni generatorul de semnal. Am pornit generatorul de semnal. Voi pune aparatele amândouă pe tensiuni alternative. La fel și aici. Și voi porni generatorul de semnal. Pe generatorul de semnal am reglat acum o frecvență de 1 kHz și o amplitudine de 1V RMS. Și după cum se vede, pe amândouă aparate este indicat corect. Aici avem aproape 1999 și aici avem 1,0016, dar vedeți aici din când în când trece la 1V fix. Da? Deci aici totul este în regulă. Acum voi ridica frecvența și vedem cum se comportă la 2 kHz. Încă este ok. La 3 kHz vedeți deja Fluke-ul scade tensiunea. Sunt la 3 kHz și a scăzut destul de mult, 957 de milivolți, aici încă este ok. Cresc la 4 kHz. După cum se vede, și Fluke-ul săracul rămâne în urmă. Sunt la 10 kHz și deja, bineînțeles, Fluke-ul nu mai este în stare să măsoare. Pictec-ul se descurcă foarte bine. Și hai să cresc, vedem până când poate Pictec-ul. Sunt la 12 kHz. Sunt la 13 kHz, sunt la 14 kHz și încă arată bine, iar Fluke-ul nu mai este de folos.
Și apropo, flocul este cu 100 de euro mai scump ca ăsta. Sunt la 15 kHz, la 16, sunt la 16 kHz și încă funcționează perfect. 17, 18, 19 și deja acum începe și aici să scadă. Deci ajungem la lățimea de bandă a aparatului, sunt la 20 de kHz și începe să scadă. Și astfel ducem la l-am dus la 26 de kHz și a scăzut și aici. Deci putem să spunem că lățimea de bandă a aparatului e până la 20 de kHz. Bun, hai să facem acum un test de tensiune foarte mică. Și anume mergem înapoi la o frecvență de 1 kHz sau chiar cobor sub 1 kHz. Avem amândouă aparate fit. Așa, un volt. Dar voi coborâ sub un volt și mergem prima dată la 500 de milivolți RMS. Amândouă aparate indică perfect. Coborâm la 200 de milivolți. Perfect. N-am ce să comentez. Cobor la 100 de milivolți și totul arată perfect. Acum coborăm sub 100 de milivolți și mergem la 50 de milivolți RMS. Este bine, pe amândouă. Hai să coborăm la 10 milivolți RMS și deja flucul nu mai poate. Hai să urc înapoi până poate. La 20 de milivolți RMS se pare că flucul e un pic cam departe. Hai să ridicăm un pic la 30 de milivolți RMS. Aici sunt 33-34, aici sunt 297, ăsta este mai în apropiere. Acum hai să ducem la un 5 milivolți RMS. Flucul nu mai este în stare să măsoară o tensiune așa mică, dar vom merge în milivolți, apoi în gamă de milivolți. Aici încă este ok. 0,0040 un pic. Hai să coborâm la minimul care pot să-l duc pe acest aparat. Sunt acum la 1 milivolt RMS și deja va trebui să comut pe gama de milivolți. Sunt în gama de milivolți și am să-l pun acum pe curent alternativ și poate indica 1 milivolt, astfel pun și pe ăsta pe 1 milivolt și se pare că flucul nu poate să îmi arate 1 milivolt. Și fiți atenți acum, încerc să cobor, să vedem sub 1 milivolt. Sunt la 800 de microvolți RMS și pictecul încă poate să îmi prezinte 800 de microvolți. Se nu pot să cobor mai mult? Sub 800. Hai să vedem dacă pot să-l duc la 700 de microvolți. Deci atât am reușit la 707,2 microvolți RMS și pictecul este în stare să îmi arate. Da? Hai totuși să punem aici un range pe auto. De fapt nu putem să-l mai punem pe auto. Deci aici trebuie să spun că pictec este categoric câștigătorul acestei runde. Acum am pus din nou generatorul la 1 milivolt RMS și
PicTech-ul funcționează fără probleme, Fluke-ul, care este cu 100 de euro mai scump, nu poate să îmi arate în gama de milivolți 1 milivolt RMS. Și hai să cresc din nou frecvența. Și sunt acum la 2 kHz. Bineînțeles, acesta nu-și mai are treaba. Și la 10 kHz, PicTech-ul încă poate prezenta corect. Ridic la 11 și se pare că de la 13-14 kHz începe să scadă și aici, dar sincer să fiu, nu mai este relevant acum. PicTech câștigător. Bun, hai să facem acum niște măsurători de curent. Acum am pregătit aici o rezistență de 1 kΩ, o tensiune de 5 V, iar pe aparat avem 0,005 A, ceea ce este corect. Acum hai să probăm pe celălalt aparat. Acum îl punem și pe ăsta pe gama de miliamperi. Punem aici, apăsăm pe mod să schimbăm pe curent continuu. Și ăsta vine aici. Ăsta aici. Și avem 5 miliamperi. Perfect. Hai să vedem acum cu un curent mai mic. Acum am pus aici o rezistență de 4,7 kΩ, aceeași tensiune de 5 V și acum hai să vedem. Ne arată aici 1 mA, 1,059. Să punem așa să ne arate cu plus. Exact. Bun. Acum hai să vedem pe celălalt aparat. Și anume punem cordonul ăsta aici. Și arată și aici. Putem să-i spunem că e ok. Da? Acum am pus aici o rezistență de 10 kΩ, ar trebui să avem undeva pe la 0,5 mA. Voi încerca cu PicTech-ul prima dată și arată bine, 0,500 de mA este perfect. Acum încercăm cu Fluke-ul. Și se pare că el a rămas acolo la 0,1. Deci și aici trebuie să spun că PicTech-ul este categoric câștigător. Totuși, hai să mergem cu PicTech-ul la limită, chiar e curios. Acum am pus aici o rezistență de 100 de kΩ. Și acum ar trebui să avem cu 0,005 mA. Și hai să vedem. Și atâta este, e perfect. Ai, putem să mergem și mai mult. Mai avem cifre. Hai să pun acum o rezistență mai mare. Acum voi pune o rezistență de 1 megaohm. Și hai să vedem acum ce se întâmplă. Deci 1 megaohm cu 5 V, unde-s cordonul aici. Și avem acolo 0,004. Dar atenție. Eu de fapt pot să schimb gama acum. Aici, acum nu mai sunt la 1 megaohm, destule zerouri și punem pe gama de microamperi aici și hai să vedem acum. Incredibil. Perfect.
Nu-mi vine să cred, mai pun o dată. 5 microampere. Ce să zic, m-a lăsat fără cuvinte aparatul. Acum voi face același test cu rezistența de 1 mega ohm, dar în curent alternativ, e pus pe microamper alternativ. Am setat 5 V RMS pe generatorul de semnal, o frecvență de 1 kHz și merge perfect. Dar acum voi crește și frecvența. Sunt la 5 kHz și nu sunt probleme. Sunt la 10 kHz și de la vreo 12 kHz începe să scadă. Dar ce pot să zic, nu mai este relevant deja acum pentru un multimetru. De exemplu, sunt la 10 kHz și 5 microamperi nu sunt o problemă pentru aparat. Fluc, țineți minte, costă cu 100 și ceva de euro mai mult ca PicTech. Da? Bun. Hai să încercăm cu niște condensatori. Hai să vedem cum măsoară condensatorii. Condensatorii sunt aici. Așa, și aici schimbăm modul. Aici. Bun, hai să vedem. Prima dată am aici un condensator de 100 de nanofarads. Și îl măsoară fără nicio problemă, ținând cont că are și toleranță, este ok valoarea. Hai să vedem același lucru și cu fluc. Și ăsta are o gamă de condensatori aici. Va trebui să schimbăm aici, prindem și lumina. Ce îmi place aici că lumina la aparat stă tot timpul aprinsă. Aici trebuie să apeși din când în când pe buton. Așa, să măsurăm și aici. Și acesta îl măsoară fără nicio probleme. Dar hai să punem niște condensatori mai mici acum. Acum voi face un test și cu un condensator de un nanofarad. Facem prima dată cu fluc. Ăsta știu că îl poate măsura fără nicio problemă. Un nanofarad, da? Acum hai să vedem cu PicTech-ul. Și ăsta îl poate măsura fără nicio problemă, 1,037. Bun. Hai să coborâm acum sub un nanofarad și am pregătit aici cât este 100 de pico. 100 de picofarad la 630 de volt. Hai să vedem cum se descurcă cu 100 de pico. Prima dată hai să vedem cu punem pe auto range-ul. Auto. Bun, am acum un condensator de 100 de picofarad și se pare că 0,0 ne arată acolo. 0, deci sub un nanofarad văd că
flocul nu se descurca. Hai să vedem cu pictecul. Și se pare că este ok. Aici am și cartea tehnică a aparatului. Am observat că la măsurarea capacității durează un pic până găsește valoarea și afișajul nu este la 0, dar aparatul trebuie calibrat înainte de asta. Eu încă n-am făcut-o, și anume cu un condensator de calitate. Recomandă, de exemplu, folie în condensator, condensator cu folie sau cu film, cum se mai spune la noi. Putem să setăm afișajul la 0, da? Ce pot să zic? Mă uimește aparatul în sensul că este destul de bun. Este incredibil de bun, mai bine spus, în comparație cu un Flux care costă cu 100 și ceva de euro mai mult ca el, da? Și asta este încă o dovadă că nu tot ce este de firmă și scump este și cel mai bun. Sunt și alternative la fel, la un preț mai bun sau chiar mai bune din punct de vedere tehnic, la un preț mai mic. Da? Acum, trebuie să recunosc, da? În practică, probabil n-ai să măsori tu tensiuni așa mici sau curenți în ordinul microamperilor. Da? Dar dacă este, dacă aparatul poate și are un preț bun, e ok, da? Totuși, na, aparatul costă 200 și ceva de euro. Cum era? Deja am uitat ce modelul e. Pictec 3440. Pe pagina la ei este exact 199,0 euro, da? Totuși este scump pentru un începător care nu probabil are nevoie de așa precizie și așa valori foarte mici și foarte precise, da? Deci, după cum am spus și în video anterior, unde am vorbit despre precizia multimetrului, în majoritatea cazurilor vă descurcați și cu un aparat de 20-30 de euro, un aparat bun, da? Acum, nu a fost o reclamă acest video la acest aparat, deci nu săriți acum să vă cumpărați acest Pictec că ați văzut că cât de bun este, da? Nu. A fost doar un simplu test. Eu mă bucur că l-am primit gratuit, n-am plătit bani cu el, pe el, și cu siguranță am să-i găsesc de folosință. Chiar acum mă gândeam, și așa că fac materialele astea didactice pentru YouTube și pentru platforma Science Tour, și chiar aparatul m-ar ajuta pentru că pot să măsur curenți mici și, de exemplu, în baza tranzistoarelor pot să vă fac câteva demonstrații acolo când măsurăm curenți mici prin baza tranzistoarelor, chiar pot să-i găsesc utilizare, da? Na bun, cam atât a fost în acest video. Ne auzim într-o altă lecție, într-un alt video. Numai bine, ciao!